Am putea să dăm drumul sus la o cafenea literară care să producă bani, dar să nu producă profit. Dar să producă bani pentru întreținere, în primul rând, ar atrage acolo turiști. Lucru care ar fi cel mai important. Din ce am citit eu acum în regulamentul de funcționare, se spune că acolo nu se deschide decât în momentul în care, nu știu, câțiva artiști vor să dau o cafea și fac o șezătoare literară sau ce mai fac, atunci se deschide și această cafenea literară. Cred că ea ar trebui deschisă tot timpul. Dar să avem grijă ca activitatea comercială să nu genereze profit. Mai exact, să vinzi ceva, dar să nu ai profit. Cam asta doresc consilierii locali ai Partidului Democrat Liberal. Un lucru greu sau chiar imposibil de făcut. În momentul în care veniturile sunt mari, da? Nu poți să le ascunzi, mai ales că ești instituție de stat, și atunci automat riști să ai un profit. Da? Dacă noi o folosim ca și cafenea deschisă la publicului, credeți-mă ce vă spun, că veniturile, dacă lucrurile merg bine, pot depăși cu ușurință cheltuielile și nu ai cum să ascunzi profitul. Mai mult decât atât, turnul de apă are o destinație precisă, iar spațiile create în interiorul acestuia aparțin Uniunii Scriitorilor din Mehediți. Eu cred că subiectul ăsta comportă o discuție cu Uniunea Artiștilor Plastici, cu cei a scriitorilor, că până la urmă pentru ei este spațiu și dumneavoastră știți foarte bine că asta a fost destinația la început. Adică să nu tomnim noi sau să vindem pielea ursului din pădure. Haideți să stăm de vorbă cu Uniunea, cu reprezentanții lor și cum zic și domniile lor că ar fi mai bine așa să procedăm, bineînțeles să respectăm și legea vis-a-vis de nerealizarea profitului, pentru că aminte în riscăm să dăm bani înapoi. Datorită faptului că bazinul de apă a fost reabilitat cu fonduri europene, nu avem voie să facem niciun fel de profit. Vom vedea în perioada următoare care ar fi posibilitatea să avem această cafenea, dar ca ea să nu facă profit. Cafeneaua literară, după cum spune și numele, este destinată exclusiv scriitorilor și artiștilor plastici și reprezintă un loc în care aceștia pot să-și desfășoare întâlnirile.